Astăzi, uzina Dacia din Mioveni a anunțat depășirea pragului de 7 milioane de autovehicule produse. Într-un comunicat al producătorului auto se menționează: marți 18 ianuarie 2022, la uzina de la Mioveni a fost fabricat vehiculul Dacia cu numărul 7 milioane. Modelul aniversar este un exemplar al seriei limitate Duster Extreme de culoare grey urban, echipat cu motorul TCE 150 de cai putere în versiunea cu cutie de viteze automate EDC. Fabrica de la Mioveni are o istorie îndelungată de peste 50 de ani, timp în care a produs 6 generații de modele, de la vechea Dacia 1100 și până la noul model Dacia Jogger. În prezent, peste 85% din producție este destinată exportului, autovehiculele ajungând în principal pe piețele din Europa, dar și din nordul Africii și Orientul Apropiat.